Universul există pentru că particulele care formează Universul, atomului cel care este la baza întregului existent, sunt întreținute într-o continuă mișcare de o mare minte, mintea Universului. Te rog să mă crezi, dacă eu aș fi știut când am scris Inteligența Materiei până în 77-78, dacă aș fi știut asta, dacă venea informația asta de dincolo, l-aș fi citat de toată lumea. Eu am spus intuitiv Inteligența Materiei, el este o mare minte, mintea Universului. Asta ați descoperit după ce a scris Inteligența. Evident că da, nu, după 92 am venit la noi. Dar nici în Occident n-a fost, hai să spunem altfel, nici în Occident lucrul ăsta n-a fost știut. Pentru că pe ușa lui Niels Bohr, marele pontif al fizicii cuantice danez, scrie așa, interzis filozofilor. De ce? Pentru că fizica cuantică creează o fală epistemologică, adică o mare fală în capacitatea de cunoaștere. Este o altă logică, nu e logica noastră. Deci,